Vom exersa câteva mișcări de baldă. Nu pot spune că sunt eu cel mai bun instructor pentru asta, dar în ultima vreme am tot tachinat cu bouldering-ul și am învățat câteva mișcări, să spunem. Sincer, prima sală de escaladă în care am fost a fost cea pe care am făcut-o eu. Nu eram un foarte mare adept al escaladei în interior. Mergeam doar la munte și acolo urcam pe trasee nu foarte dificile. Dar acum 10 ani când am încercat și am reușit să facem primul perete în papir. Nu, dintre primul pereți din Ploiești. Am găsit treaba asta destul de distractivă și de atunci a tot continuat. Și între timp să spunem că am găsit câteva mișcări. Bineînțeles, m-am uitat la foarte multe tutoriale în tot timpul ăsta. Foarte multe tutoriale. Și ele sunt acolo, trebuie doar să le căutăm puțin, imediat le găsim pe YouTube și pe alte bloguri personale. Și teoretic, tehnica se schimbă, o adaptezi după nevoile tale, după nivelul la care te afli. În timp, teoretic, nivelul acesta crește, automat trebuie să-ți schimbi și abordarea unui traseu. În același timp, vei urca pe trasee din ce în ce mai dificile. Iar acum, hai să revenim la subiect și, uite, acest sal, de exemplu, eu pentru că sunt înalt, nu am neapărat nevoie de el, o să mă ridic destul de ușor și să prind priza. Dar pentru o cățărare mai dinamică și în același timp, atunci când urci pe un trasee ușor, mie îmi place să mi-l fac puțin mai greu, să zicem, îmi place o abordare de genul ăsta mai dinamică. Și după o altă treabă, să spunem varianta ușoară, ajung așa sus, mă țin, da? Pot să mut și a doua mână, mă țin în continuare și ridic piciorul, da? Și după mă duc la următoarea priză. Tot pentru a-mi face lupta puțin mai grea, să și vorbești, să și urci în același timp de vină cu stă, așa că o să gâfii puțin. Sari și după toamnă în două picioarele te sari. Asta doar pentru a face totul mai dinamic. Singura priza asta, care e inversă, poate să pună probleme pe traseu. O mișcare destul de dificilă, să zicem. Să și vorbești, să și urci. Poate să fie tricky acolo, așa că voi urca fără să mă opresc puțin. Imediat ce am trecut de mișcare, să zicem că totul devine ceva mai ușor. Observați că mereu îmi place să stau puțin atârnat în brațe. Da? E important. Mi-am cam pierdut suflet aici. Nu trebuia să pun mâna pe acest roșu, ci să mă duc direct la albastru. Dar de multe ori când nu pot să fac o mișcare, prefer să fac alta mai sigură. Și după să revin asupra ei. Praful de magneziu ajută întotdeauna. Vă recomand. Vă recomand să cumpărați praf la saci puțin mai măricei, să zicem, de 300-500 grame. Și după dacă aveți să puneți de magneziu, puneți acolo. Puteți aveți și o astfel de bilă cu magneziu, dar nu o folosiți doar pe aceasta. Turnați puțin praf acolo. Bulgări, așa să zicem. Recomandarea e să luați acest magneziu la firme serioase. Petzl, Mammut, Black Diamond. Nu cumpărați, scuze că zic, de la Decathlon magneziu, pentru că, în general, nu are aceeași calitate și nu prea faci mare lucru cu el. Puțin v-am pierdut, să zicem. Ok, revenim aici. Ce vreau să zic azi și o să mai facem un traseu, o să mai urcăm pe un traseu. După, o să mai facem mișcarea asta. La balder am, să zicem, câteva recomandări, 2-3 în cazul de față. În primul rând, încercați să urcați cu brațele cât mai întinse. O să stau cu ele și așa, dar fix când fac mișcarea de forță. În general, până mă hotărăsc care e următoarea mișcare, sau bine, până neapărat mă hotărăsc care e următoarea mișcare, până îmi dau seama cum să abordez următoarea mișcare, îmi place să stau cu brațele cât mai întinse. În felul ăsta nu mă obosesc. Este mult mai greu să stai așa pe prize decât să stai așa.
Este o oarecum o poziție de broască, să zicem. Sau de maimuță, o combinație între broască și maimuță. Observați, brațele sunt întinse. Le-am flexat doar puțin cât mă ridica și după mă înclin. De ce? Pentru că fiind piciorul aici sus, nu aș mai încăpea să stau direct așa, e mult mai greu. Mă duc într-o parte. Și în același timp îmi place să stau puțin în diagonală. Să folosesc piciorul puțin în diagonală. O să revin asupra acestor mișcări. Dar ideea asta mă echilibrează, este că te echilibrează foarte mult dacă stai așa. Voi veni cu câteva recomandări pentru mișcarea picioarelor în traseele de bouldering. Traseele de bouldering în general sunt mai scurte și destul de tari. Avem saltele jos, nu prea folosim coardă. Ok. Vedeți, pun piciorul drept și mă țin mâna dreaptă și automat piciorul stâng o să cadă. În general se întâmplă treaba asta sau folosim foarte multă forță să-ți iasă, dar dacă pui piciorul stâng și ții mâna dreaptă, mâna stângă ajunge mâna și pe următoarea priză aici, iar pornesc o diagonală. Sunt puțin nesigur că era prima dată când urcam pe această priză, pe acest traseu de fapt. La fel, se formează o diagonală și acum iar se vede foarte bine. Am mai urcat în pat același traseu și am filmat cu un alt, dintr-un alt unghi. La fel, o să vedem că facem acele diagonale. Prima dată încep cu mâna dreaptă, acolo sunt prize inverse, destul de dificil de ținut. Și prin piciorul stâng. Și mâna stângă foarte ușor ajunge. Piciorul drept, toate că era în aer, mă echilibram cu el. La fel, o diagonală și aici. Aici înlocuiesc tocmai pentru a face acea diagonală. Aici aș fi putut să mă duc cu stângul, dar m-am dus cu dreptul. Și acum iar să fac o diagonală. Bun, am făcut câteva exerciții și mișcări de bouldering. Vom mai reveni asupra subiectului, dar acum o să mergem puțin sus și arătăm un alt truc. Astăzi venim cu o nouă recomandare pentru această perioadă în care stăm mai mult în casă, mai exact, trecerea pe sumas. Ok, ce pe distracție. Și cum era? Parcă se trece de 3 ori. Important este să atingeți doar aceste laterale, nu și pe acestea. Pentru că atunci devine mai ușor. Nu că ar fi ușor, dar mai bine. Vedem dacă mai reușim un altul. Ce mai faceți este să puneți flori pe masă și treceți de 3 ori și e tot în regulă.
la somn, gen buștiu? Sună copilăros, așa. Bine, bă, cineva care trece pe sub masă. Ah, dubla 14. Nu se pune atins cu piciorul jos.